Fiecare dintre noi își dorește să arate bine și să se simtă mulțumit în pielea lui. Preocuparea pentru aspectul fizic se află printre activitățile noastre zilnice și a devenit rutină pentru mulți dintre noi. Dar ce ne facem atunci când produsele cosmetice nu mai sunt de ajuns, iar din dorința de a arăta cât mai bine și mai frumos, ajungem să transformăm acest lucru într-o obsesie? Vorbim aici despre chirurgia estetică, la care au început să apeleze tot mai multe persoane. Ea nu este solicitată din motive medicale fizice, ci este cerută pentru a arăta mai bine. Chirurgia estetică a depășit bariera necesității medicale. Intervențiile chirurgicale estetice, precum mărirea sânilor, rinoplastia sau abdominoplastia, devenind un capriciu al vremurilor în care trăim, însă de la acest capriciu la dependență nu este decât un pas. Un rezultat frumos este foarte repede remarcat de cei din jur. Complimentele, fie ele directe sau indirecte, ne dau o stare de bine. Dependența nu este neapărat de o intervenție în sine, ci este vorba mai mult despre reacțiile pe care cei din jur le au față de operația reușită. Primele intervenții estetice au fost consemnate în India cu peste 4.000 de ani în urmă. Atunci oamenii nu se gândeau încă să îmbunătățească un aspect normal, ci doreau să repare greșelile naturii, cum ar fi malformațiile congenitale sau urmările unor accidente, fiind vorba mai degrabă despre chirurgie reconstructivă, nu estetică. Acum, mass media influențează major societatea zilelor noastre prin transmiterea de mesaje, mai ales vizuale, cu impact puternic, prin imagini care dezvăluie realitățile concrete, cu defecte și calități în toate domeniile vieții. Implicit, și domeniul chirurgiei estetice nu mai constituie o necunoscută. Pe plan estetic, pentru a arăta perfect, încercăm să ne controlăm dieta, să ne modelăm forma corpului, întreg aspectul, sperând că aceste lucruri să ne aducă cât mai aproape de imaginea de pe ecrane, din paginile revistelor sau din mediul online. Cultura noastră are de fapt o obsesie pentru această idee a unei imagini perfecte a corpului și multe dintre femei fac mari eforturi pentru a deveni cât mai frumoase. În zilele noastre, puține sunt femeile care nu duc o luptă activă cu corpul lor și în toate zonele de mass media unde ne uităm, vedem imagini perfecte ale femeilor. Motivele care se află în spatele acestei dependențe, riscurile la care se expun cei care recurg la astfel de intervenții, dar și cum afectează relațiile cu cei din jur, aflăm de la psihoterapeutul Sofia Trăgilă. În spatele obsesiei pentru dependențele estetice se află mai mulți factori psihologici. Trebuie să amintim faptul că este perfect în ordine să ne dorim să arătăm mai bine. Nu este niciun fel de patologie atâta timp cât ea nu devine obsesie. Este foarte important să ne punem în primul rând întrebarea de ce ne dorim să facem îmbunătățiri în ceea ce privește aspectul nostru fizic sau pentru cine ne dorim să facem aceste îmbunătățiri. Pentru că unul dintre factorii psihologici care stau în spatele dependenței de operațiile estetice este de fapt acceptarea socială. Vedem din ce în ce mai mult în media promovarea perfecțiunii din punct de vedere fizic și atunci apare și dorința noastră de a face mici sau mari retușuri. Un alt factor pe lângă acceptarea socială este stima de sine scăzută. De multe ori credem că printr-o îmbunătățire estetică putem să ne creștem stima de sine, să ne simțim mai bine cu noi. Se întâmplă acest lucru, dar de multe ori pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Un alt factor, și aici deja vorbim despre un factor patologic, este dismorfofobia, adică tulburarea diformă sau distorsionată în ceea ce privește aspectul nostru fizic. Aici amintim faptul că avem imperfecțiuni minore, poate nesesizabile de cei din jurul nostru, dar noi creăm o obsesie pentru acea imperfecțiune pe care noi o exacerbăm și ajungem să credem că este un factor care ne influențează calitatea vieții, stima de sine și așa mai departe. Și așa apare practic partea de dependență față de operațiile estetice. Ea devine practic o adicție. Și cum se manifestă mai exact? Pentru că noi cu siguranță că nu ne dăm seama, ci cei din jur remarcă.
În momentul în care suntem într-o permanență nemulțumire și într-o permanență căutare a perfecțiunii, deja vorbim despre o problemă. Putem să ne dăm seama în momentul în care, după prima intervenție, nu suntem mulțumiți și recurgem și la cea de-a doua și nici după cea de-a doua nu suntem mulțumiți și ea vine ca un bulgăre de zăpadă care se face din ce în ce mai mare, iar dorința noastră de perfecțiune este din ce în ce mai acerbă. Așa cum ai spus, media, internetul, vorbim și despre televizor, acolo sunt cele mai multe modele sau antimodele pe care le vedem și ne dorim să arătăm și noi ca ele. Totuși, care ar fi categoriile de vârste cele mai influențate? Din păcate, categoriile de vârstă sunt între 15 și 67 de ani. Foarte pregnant în momentul de față este la adolescenți și în categoria de vârstă de 25 plus. Pentru că așa revenim, așa cum am mai spus, partea de media este, are un impact foarte mare asupra populației și adolescenții au început să nu se mai simtă bine în propriul corp. Amintim practic și de faptul că interacțiunea socială în momentul de față este puțin sau lasă puțin de dorit. Suntem foarte implicați în viața socială online și mai puțin în viața socială prin interacțiunea fizică și atunci ne dorim din ce în ce mai mult o schimbare în dorința de a putea fi integrați, de a putea fi acceptați, de a putea fi validați, pentru că vorbim la fel și de o validare în momentul în care cel din jurul nostru ne validează prin aspectul nostru fizic. Crește și stima de sine, ne simțim mai în siguranță și putem să interacționăm într-o altă formă decât până în momentul respectiv. Totuși, acum nu pot să spun că toate femeile sau toți bărbații, pentru că vorbim acum și despre bărbați, pentru că și ei se află în această categorie. Ei cum sunt? Același fenomen se întâmplă și la bărbați și la femei. Tot despre o stimă de sine scăzută vorbim despre o percepție distorsionată la nivel corporal, vorbim despre integrarea socială, despre acceptare, despre validare, despre stimă de sine crescută. Fenomenul nu se manifestă mai puțin la bărbați în momentul de față, dar ca și impact psihologic, practic, sunt aceleași motive. Și totuși sunt puține femei și bărbați care nu recurg la aceste operații estetice, chiar dacă poate sunt nemulțumiți sau nemulțumite de felul în care arată. Da, există și această categorie. Repet, intervențiile chirurgicale, atâta timp cât ne ajută să ne simțim mai bine și ele nu devin obsesie sau dependență, ele sunt binevenite. Cei care nu au ajuns să recurgă au o stimă de sine împământenită, au percepție a corpului stabilită deja, o acceptare de sine și pot, înainte de a recurge la intervențiile chirurgicale, să ia în vedere alți factori, de exemplu, intervenții non-invazive, tot felul de proceduri corporare și faciale care să-i ajute să treacă sau să îmbunătățească anumite aspecte pe care ei le consideră problematice la nivel fizic, pot recurge la un specialist pe probleme emoționale ca să poată să ia cea mai bună decizie pentru ei. Deci vorbim și despre o prevenție într-o oarecare măsură. Da, vorbim despre o prevenție. Este foarte importantă consultarea cu un specialist pre- și post-operator, pentru că problemele pot apărea și post-operator, adică post-operației chirurgicale. De foarte multe ori se instalează depresia post-operatorie, pentru că vrem totul repede, ne dorim să arate perfect așa cum în viziunea noastră există conceptul de perfecțiune.
Și asta este foarte important să știe pacientul că în urma operației rezultatul s-ar putea să nu fie cel pe care el l-a așteptat până în momentul respectiv. Apropo de adicție, dacă rezultatul nu este conform așteptării pacientului, el va recurge din nou la operațiile estetice. Este cumva înrădăcinată în cultura noastră românească această idee de a fi frumos și de a arăta bine cu orice preț? Nu cred că ține de cultura românească. Cred că este un fenomen răspândit la nivel mondial. Eu sunt de acord cu perfecționarea aspectului fizic, repet, atâta timp cât el nu devine abuz sau obsesie. Dar cred că este un fenomen răspândit în majoritatea țărilor din lume și nu este un fenomen izolat care să țină de cultura românească. Cum afectează acest lucru relațiile cu cei din jurul nostru? Relațiile cu cei din jurul nostru sunt adeseori afectate de așteptările pe care noi le avem în ceea ce privește și care nu întotdeauna sunt sau se ridică la nivelul așteptărilor noastre, adică ne dorim să primim aprecieri, ne dorim să fim acceptați, ne dorim să fim integrați, iar în momentul în care operațiile estetice nu schimbă aceste aspecte, relațiile cu cei din jurul nostru pot fi afectate. Sau nu, adică relațiile pot să se îmbunătățească atâta timp cât te poziționezi altfel ca și atitudine față de societate, față de partenerul de viață, față de prieteni, față de colegii de job. Dacă încrederea în tine este îmbunătățită în urma operațiilor estetice, este foarte clar că și poziționarea este cu totul și cu totul alta și comportamentul manifestat în ceea ce privește pe ceilalți în toate ariile din viața noastră poate să fie unul pozitiv și benefic pentru persoana respectivă. Operațiile estetice pot fi soluții în momentul în care ești împământenit din punct de vedere emoțional. Și dacă întrebarea pe care ți-o pui pentru ce îți dorești sau care este motivul pentru care îți dorești să recurzi la o operație estetică ține strict de aspectul fizic și nu de aspectul emoțional, este o soluție bună pentru pacientul care recurge la o decizie de a-și îmbunătăți aspectul fizic prin operațiile estetice. Deci până la urmă tot despre noi este vorba și despre modul în care noi ne raportăm la tot ce este în jurul nostru și mai ales la noi. Categoric. Vorbim acum și despre soluții la această dependență. În afară de a vorbi cu specialistul, ce am putea să mai facem? Este destul de greu să ne găsim un echilibru atâta timp cât am ajuns în dependență, pentru că suntem foarte subiectivi și atunci nu reușim să găsim soluții. Cazurile sunt particularizate, sunt individualizate, fiecare persoană are o istorie de viață și un motiv propriu și aparte pentru care își dorește îmbunătățirea și implicit merge înspre alegerea operațiilor estetice și din cauza aceasta este foarte, foarte important ca el să recurgă la un specialist, fie el psiholog, fie el medicul estetician care face operația respectivă. Pentru că are nevoie de o pregătire și are nevoie să fie susținut pentru a ști că a luat decizia cea mai bună și cea mai corectă în ceea ce îl privește. Am întrebat asta pentru că noi de obicei spunem că eu știu mai bine, ce e mai bine pentru mine decât medicul, chiar dacă el își face treaba și încearcă să ne ajute, noi o ținem tot pe a noastră.
Da, e adevărat. Avem împământenite niște idei, niște convingeri, dacă vrei, cu ceea ce este cel mai bine pentru noi. Însă consider că este foarte important să avem flexibilitatea de a asculta și alte păreri, pentru că până la urmă ele sunt eligibile, nu vin de la o sursă care să nu fie de încredere. Și cred că ca și specialist îți dorești ceea ce este cel mai bine și mai apropiat pentru pacientul care te vizitează și își dorește să-l ajuți în schimbare. Indiferent că este vorba despre un traseu de schimbare a atitudinii, a creșterii stimei de sine, adică despre un procedeu de dezvoltare personală sau despre o intervenție chirurgicală. Vreau să-mi spui acum, te rog, dacă greșesc mai ales, cred că creierului ia cam 6 luni să se obișnuiască cu noul nostru aspect fizic, deci într-un timp atât de scurt noi am crede că arătăm la fel chiar dacă lucrurile s-au schimbat. Acum depinde și de modul în care ne manifestăm, pentru că, da, programele mentale se schimbă undeva după 6-9 luni, ca să devină un obicei, avem nevoie de 90 de zile de acomodare la noua situație, însă dacă există un proces de antrenament al creierului, să ne uităm în permanență în oglindă, să vedem schimbarea în fiecare zi, să o acceptăm, să o integrăm, procesul poate să se scurteze. Iar acum, pentru sfârșit, vreau să-mi spui, te rog, dacă este ceva ce eu nu am punctat și crezi tu că este important de spus. Cred că le-ai punctat pe toate, însă vreau să subliniez că înainte de orice fel de intervenție chirurgicală, este foarte important ca pacientul să se sfătuie cu specialiștii pentru a se asigura că decizia pe care o ia este cea mai bună pentru ea, pentru a se asigura că nu este vorba de procese emoționale, ci de procese fiziologice. Asta este foarte important, ca astfel încât să putem preveni partea de depresie postoperatorie, să putem preveni decăderea sau căderea stimei de sine și de fapt să ajungem, să ne învârtim într-un cerc vicios și să ajungem în același loc în care am plecat. Cred că este important să o facem conștient, asumat, să ne adunăm toate informațiile, să ne cunoaștem pe noi, să vedem dacă este vorba despre o acceptare sau non-acceptare, să vedem dacă este vorba despre o dismorfie perceptuală asupra propriului corp, ce fel de gânduri avem, dacă avem gânduri obsesiv-compulsive în ceea ce privește aspectul nostru fizic, dacă ne simțim acceptați, dacă ne simțim susținuți, dacă avem sprijinul, atenția și afecțiunea celor din jur și mai departe. Adică trebuie punctate anumite aspecte astfel încât să avem siguranța că decizia pe care o luăm este una bună pentru noi. Vedem acum cât de importantă este relația cu cei din jurul nostru și mai ales relația cu medicul specialist, și ar trebui să fie bazată pe încredere reciproc. Da, cred că este foarte important ca în meseriile noastre să creăm, în primul rând, o relație terapeutică cu persoana care vine și ne solicită ajutorul. Pentru că, în primul rând, relația terapeutică o poate ajuta să fie deschisă, să povestească și lucruri care sunt greu accesibile de cei apropiați și poate să descopere că paravanul de sau mecanismul de apărare în ceea ce privește partea psihologică
este unul destul de puternic și ajutându-l să înțeleagă și să accepte, poate să ia o decizie mai puțin radicală decât ar fi fost dispusă să o ia în momentul respectiv. Adică mă refer la faptul că ne dorim poate niște sâni care nu sunt conform conformației noastre corporale și din discuțiile cu medicul și cu sau cu un alt specialist, dar în principal cu medicul estetician, puteți ajungeți la un consens astfel încât operația să fie una de succes, rezultatul să fie unul foarte bun, pe care tu poți să-l integrezi, indiferent că mărimea sânilor nu sunt cei pe care tu ți-ai dorit, ci cei de care corpul tău are nevoie în momentul respectiv. Puțin sunt cei care se plac așa cum sunt. Pe undeva este poate firesc. Ni se pare că nasul nu arată așa cum trebuie. Ridurile au devenit mai pronunțate, buzele sunt prea subțiri, iar talia prea groasă. Însă, deși multe persoane ar schimba ceva la aspectul lor exterior, numai o parte dintre acestea chiar fac pasul către chirurgia estetică, deși intervențiile sunt tot mai accesate. Ce putem noi însă să facem este să încercăm să promovăm o imagine cât mai apropiată de realitate pe internet și nu numai, și să urmărim doar oameni care sunt sinceri față de ceea ce postează și mai ales de ceea ce sunt.